Parlamentarii PSD-iași își asumă proiecte majore. Un nou sediu pentru operă, stadion și sală polivalentă, cifrate la peste 250 milioane de euro, investițiile vor fi realizate de guvernul PSD. Vor aduce efervescență în viața economică, culturală și sportivă a întregii Moldove. Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei, suntem în campanie electorală. Această ediție este una de promovare electorală. În plato, alături de mine se află Silviu Macovei, candidat al Partidului Social-Democrat pentru Camera Deputaților la alegerile de pe data de 1 decembrie. Bună ziua, domnul Macovei, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și bine v-am regăsit. Domnul Macovei, sunteți deputat la ora actuală, Așa până este. când se termină mandatul. Dacă ar fi să analizați pe scurt activitatea parlamentară din ultimii patru ani, cu ce veniți în fața electoratului? Bună întrebare. Și corectă de altfel, pentru că cu această întrebare probabil aș începe eu dacă mi-aș interdeva toți colegii parlamentari. Ce am făcut noi în patru ani ca să avem îndrăzneala astăzi să venim în fața oamenilor? O întrebare corectă și pertinentă. Cel mai important proiect și pe care probabil Cred că toată clasa politică ieșeană o să-l dezbată, o să-l discute, dar eu îl văd altfel, pentru că este unul din proiectele mele de suflet pentru care m-am bătut. Și e vorba de autostrada 8. Uh, repet, pentru unii poate părea așa o chestie utopică, altă, iată un nou sau un alt parlamentar, sau din nou același parlamentar care vine să ne povestească nouă despre 8. Și da, stimate domn, îndrăznesc să fac acest lucru, nu doar pentru că e proiect de suflet, pentru că știu, la rândul meu, câte intervenții, câte dezbateri, câte întâlniri, câte ieșiri în stradă, câte proteste și câte și mai câte întâlniri la minister. Așa, cât prevede fișa postului. Nu mi-ar acum cele mai importante merite, însă cred că o bucățică poate și din această autostradă, din gândirea strategică, dacă vreți, în dezvoltarea autostrăzii. Poate mi-aparține și mie și colegilor mei socialdemocrați, pentru că, să știți că sunt eforturi pe parcursul celor patru ani. Și dacă acum suntem la un nivel despre care putem spune că suntem mândri, și pe a șapte, și pe a opt, să știți că e o muncă colosală în spatele acestei activități. De asemenea, au mai fost și întârzieri. Pentru unii justificate, pentru alții nu. Doar că birocrația România, ca și prin Europa, are foarte multe capete, așa un balaur care parcă la un moment dat, atunci când îi, îi tai capul, revine cu un alt cap și tot așa mai departe. Și atunci încerci să te bați la un moment dat și cu acest sistem birocratic. Pentru că au fost, într-adevăr, întârzieri, au fost neajunsuri, contestații ale unor ONG-uri și nu o să mai intru în detalii, dar să revin cumva la întrebarea dumneavoastră, da, este unul din proiectele mele de suflet în care cred și sunt convins că, într-adevăr, această luptă, acest deziderat al nostru, și împreună cu societatea civilă, pentru că acești oameni minunați au făcut și fac posibilă toată această activitate, toate aceste demersuri, au fost lângă noi încă de la început. Ne-au și tras poate mai mult așa la un dat când poate noi mai cădeam în stânga sau în dreapta, metaforic vorbind, dar să știți că ne-au ne tras alături de ei și pe această cale chiar mă bucur că avem o relație excepțională. Motiv pentru care, chiar la, la, o, la o întâlnire electorală, unul dintre reprezentanții, unul cei mai importante a, a, asociații, nu știu dacă avem voie să spunem da, mai mult, da. este vorba de că, colegul și camaradul nostru, Cătălin Urtoi, a și spus, oameni buni, eu până acum n-am susținut social dar de astăzi, când am văzut ce înseamnă această echipă, realizările ei, voi fi alături de ei în continuare, pentru că reprezintă garanția noastră a moldovenilor și a românilor până la urmă. Și da, să știți că e o luptă care continuă. De asta îmi și doresc în perioada următoare să am votul dumneavoastră și să acced în continuare într-un nou mandat, să putem continua și acest proiect. Un alt proiect în care eu cred foarte, foarte mult este Spitalul Regional de Urgență. Și nu vă imaginați că este întâmplătoare prezența domnului deputat, ministru Rafila, domnul profesor Rafila, cum place mie să-i spun pe locul 1 la lista pentru Camera Deputaților la partidul Social-Democrat din Organizația Iași, pentru că avem și garanția faptului că acest spital se va înfăptui până în 2028. Gândiți-vă că e o lucrare extrem de complexă care a necesitat activități intense și Trebuie să o spunem, sunt vreo 30 de ani de când ne chinuim să avem și noi în zona noastră un spital regional de urgență care să deservească întreaga Moldova. Că nu este spitalul Iașiului, Abacăului sau Avasului, este spitalul nu, e adevărat că ne dorim să ne ajungem la un spital, dar în momentul în care ne dorim la fel servicii medicale de calitate, trebuie să le avem la cel mai înalt standard, la cel mai înalt nivel. Și de asta mă bucur din tot sufletul că domnul profesor Rafila este alături de noi în această echipă. Deci sunt două proiecte generale despre care probabil toți ieșenii vorbesc și le doresc. Cum le dor, ne le dorim și noi? Până la urmă, vrei să mergi pe autostradă până la București timp de nu știu, trei ore jumătate, patru ore și să nu aștepți la rânduri infernale, să nu aștepți la podul Iloai, apropo și de asta la discutăm dacă vreți despre centura de la podul Iloai și să uh, eviți tot felul de, uh, nu știu, obstacole, ați observat și dumneavoastră câte accidente se întâmplă pe aceste drumuri naționale. Am fost la protestul de la Cristești, că mă tot mă întorc la autostrada 8. Am fost, știu că timpul este foarte scurt și sunt multe de povestit. Am fost și la protestul de la Cristești, când vă rog să mă credeți, nu că am fost impresionat. Efectiv, rămâneai fără cuvinte. Presiunea societății civile, a tuturor oamenilor, sute de șoferi de camioane, oameni și în stradă. Pentru ce? Pentru, efectiv, pentru un lucru firesc. Iar cred eu că cu ajutorul Guvernului Social, cred, nu, sunt convins, că asta e exprimarea corectă, sunt convins că cu, doar cu ajutorul Guvernului Social Democrat, în frunte cu premierul Marcel Ciolacu, ministrul transportului Sorin Grindeanu, această șansă noastră este una reală și ne -o dorim cu toții, iar echipa social-democrată de la Iași, să știți că este una compactă, o echipă solidă, cu toții vin și spun, nu știți, sunt mai frumoși deștepți. Stimate domn, dar eu am argumente clare pentru fiecare coleg de pe lista noastră a social-democraților, O altă, și mă duc și pe acest subiect. De la Senat deschide lista domnul rector Cașcaval. O, o somitate în domeniu. Nu știu dacă există persoane în Iași de la o anumită vârstă să nu-l cunoască. La fel, continuăm pe partea de administrație publică cu primarul de la Tătăruș. Un om cu șase, șapte mandate, cred că mai ca șase mandate are. Un, un profesionist în administrație. Oameni cu care te bucuri și te, re, te regăsești până la urmă în toată activitatea lor. Ne ducem la camera, am vorbit de domnul ministru Rafila, vine pe locul 2 Bogdan Cojucaru, a fost și el invitatul dumneavoastră, a fost prefect, a fost ministru, un, un coleg care a demonstrat, nu doar la Iași, și la București. Am avut cu toții neșansa, că așa îmi place să spun, să pierdem Consiliul Județean. Eu cred că l-am meritat pe deplin, dar se pare că întotdeauna Alegătorii, și pentru asta îi respect foarte mult, sunt cei care uh, decid. Așa este normal. Pe locul 3 vine fostul președinte al Consiliului Județean, un om care, într-adevăr, în, mand în mandatul domniei sale, cred că am avut parte de cea mai solidă uh, construcție a infrastructurii în județul Iași. Sunt sute de kilometri de asfalt pe care astăzi ne mai regăsim. Cum o place mie să spun, vorbim doar de umbre, din păcate. Pe locul 4 cu voia dumneavoastră sunt eu și pe locul, pe locul 5 este de asemenea un primar la al patrulea mandat, un om care a demonstrat în comunitatea domniei sale, știe administrație și sunt convins că targetul pe care noi ni-l propunem astăzi este unul de atins, pentru că ieșenii înțeleg ce înseamnă implicarea, ce înseamnă social-democrația, nu doar promisiuni de șarte, așa cum vin Competitorii noștri politici, noi suntem cei care astăzi venim cu certitudini. Îmi place mie să, să spun aceste lucruri în toate întâlnirile și dezbatele pe care le am, pentru că am fost cumva uh, inspirat tot de competitorii politici în momentul în care au avut o conferință de presă și au spus: Noi vom face dacă dumneavoastră ne susține sau ne votați. Eu spun cu totul altfel. Noi am făcut. Și vom face, pentru că la noi, spre deosebire de domnilor, se văd realitățile și certitudinile Avem duminică, stimate domn, cred că prima etapă din, din cele trei runde de alegeri, pentru că pe 24, după cum bine știm cu toții, avem alegerile prezidențiale, primul turul, tur, 1. turul 1, pe 1 decembrie alegerile parlamentare și pe 8 decembrie turul 2 la alegerile prezidențiale. Sunt alegeri extrem de importante pentru întreaga țară și pentru iașul nostru, drag, pentru că eu le văd ca fiind cele mai complexe alegeri din următorii 10 ani. Cine va câștiga aceste alegeri, și sunt convins că vom fi noi, Partidul Social Democrat, are posibilitatea. Să așeze România în locul european și mondial așa cum îl visăm cu toții. Și de asta spun clar și răspicat că cel mai bun candidat pentru România, candidat și viitor președinte al României, este uh, domnul uh, președinte Marcel Ciolacu. Uh, de asemenea, avem alegerile parlamentare. Întotdeauna, când vorbim de reprezentare, este important. Să avem un parlament puternic, un guvern sănătos și atunci când îți dorești să ai proiecte importante în comunitatea ta, trebuie să ai și o echipă care să te susțină la nivel de București. Întotdeauna se întâmplă acest lucru. Dacă te duci la nivel de reprezentare cu un parlamentar sau cu doi parlamentari, ai o mică problemă. Asta ce înseamnă? arăți unitate, arăți forță, arăți susținere în primul rând, pentru că oamenii își dau seama atunci când pun ștampila pe tine. Eu vreau să mă reprezinte uh, Silviu Macovei, deputat din partea Partidului Social Democrat, pentru că domnule, l-am văzut în stradă alături de mine, s-a bătut pentru autostradă, s-a bătut pentru spital, s-a bătut pentru marele proiecte, vă <coughs> rog <Ruc> să <meritați. coughs> pentru marele proiecte ale Iașului. Și aici, cu permisiunea dumneavoastră, o să fac eu o mică paranteză pentru că întrebarea, de fapt, a fost în felul următor. Ce își propune Silviu Macovei? Ce a făcut Silviu Macovei în mandatul ăsta? ce își propune și pentru... ce își propune? E adevărat. Uh, unul din proiectele la care vă mărturisesc că lucrez și probabil dacă nu ar fi fost campanie electorală, pentru că aici sunt niște restricții, l-aș fi promovat public acum. Însă uh, pot să o spun... Este vorba despre organizarea forumului de inovare și digitalizare în parteneriat cu uh, ambasada cu Japonia. Uh, prima ediție a avut loc la Cluj, a doua a avut loc la Tokyo, unde am fost și speaker. Și după îndelungi tatonări, tatonări le-aș spune, să știți că japonezii sunt niște negociatori de excepție, am reușit să obțin acordul dumnealor prin guvernul japonez, iar acest forum va avea loc la Iași anul viitor. Este vorba de peste 60 de companii din domeniul respectiv care vor avea posibilitatea să-și expună partea cea mai interesantă aici la noi, la Iași. Și cred eu că atât cei de la nivel, se gândește la nivel național chestiunea asta, atât cei de la nivel național, din zona Moldovei și din zona noastră, vor avea posibilitatea să interacționeze, să stabilească contacte și, cum îmi place să, să închei, să știți că e o formă prin care vom pune, și mi-asum ce spun acum, vom pune Iașul nu doar pe harta Europei, ci și pe harta lumii. Bun, am discutat despre proiectele Sunt pe multe, care le-ați da. dezbătut și da. le-ați susținut în, uh, vechea, în legislatura care stă să se Mai încheie. Mai am câteva să vi le spun imediat. Mai Asta vreau să vă întreb. Vorbim totuși despre următoarea legislatură. Sunt pe o poziție eligibilă și atunci ce vă propuneți să faceți pentru Iași? Vă spun imediat. Cel primul proiect pe care, despre care v-am povestit a fost cel cu forumul de inovare și digitalizare. Dar vreau să mai spun câteva, două dintre proiecte pe care le-am le susținut și am fost și co alături de colegii mei în mandatul acesta. Este interzicerea scuze, este interzicerea vânzării către adolescenți a băuturilor carbogazoase. Oh, oh, oh. Da. da. Pentru că a fost, au fost foarte multe uh, incidente nefericite, adevărat. Unele s-au soldat și cu păcate cu, de cu decesul uh, unor copii, unor tineri, uh, pe fondul consumului acelor băuturi energizante, uh, în exces, adevărat, și uh, s-a impus o, o lege specială pentru acest lucru, la fel și vânzarea către uh, copii a produselor din tutun, a produselor vapate. Sunt, să știți că, uh, uh, proiecte de legi extrem de importante și care uh, pot afecta extrem de grav societatea în care trăim. La trecut, vorbim la prezent, la trecut și vorbim la viitor, prezent și viitor, Bro. ca să, nu, ca să nu cad în patima competitorilor noștri politici. Înainte de toate, să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții, mai avem un singur minut, domnul. Da, da să, avem, să fim sănătoși cu toții, să putem să continuăm aceste proiecte pe care ni le dorim, reale, palpabile, viabile, să ne bucurăm de A8, să ne bucurăm de Spitalul Regional, pentru că, până la urmă, proiectele mari ale Iașului, acestea sunt. Fiecare dintre parlamentarii care, astăzi, pe 1 decembrie, își vor da testul suprem, de aici ar trebui să fie judecați de către ieșeni. Iar ieșenii trebuie să știe un singur lucru, că această echipă social-democrată care îi va reprezenta în anii următori în Parlamentul României este una de oameni serioși, profesioniști în domeniul de activitate, oameni care au reprezentat în comun sau se reprezintă în comunitatea din care fiecare provine, comunitatea academică, în comunitatea serviciilor pe care le efectuează reprezintă un nume. Motiv pentru care, oameni buni, vă așteptăm alături de noi și vă, vă invităm la vot. Susțineți echipa social-democrată, susțineți PSD, ea susțineți PSD, Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. L Am cam deci... depășit uh, timpul, dar să sperăm că uh, nu cu mult. Ce vă invit eu? Ieșiți la vot. Ieșiți la vot pentru că ăsta este cel mai important lucru. După care, la cabina de vot, dumneavoastră veți decide cui ei veți da votul. Până data viitoare, cele bune! La revedere!